Hristos a înviat! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! În ediția de astăzi a emisiunii Credință și Cultură, vă propunem o incursiune în lumea extraordinar de bogată a spiritualității ortodoxe din spațiul vâlcean, din spațiul Arhiepiscopiei Râmnicului. Prin asta înțeleg, în primul rând, aducerea în fața dumneavoastră, aducerea la lumină, a unor nestemate extraordinare din spațiul pictural al mănăstirilor vâlcene. Așa cum bine știm, în România ortodoxă există doi poli foarte frumoși ai spiritualității exprimate pictural. E vorba de spațiul binecuvântat al mănăstirilor din Moldova și de un spațiu, aș spune, mai puțin cunoscut sau mai puțin frecventat de pelerinii creștini din România, cel al mănăstirilor din zona Olteniei. Despre acest al doilea pol al frumuseții ortodoxiei românești va fi vorba astăzi, iar cea care încearcă și va încerca să aducă la lumină cât mai multe din frumusețile picturii mănăstirilor din spațiul vâlcean, este alături de mine. Este un artist sensibil, este un om îndrăgostit de frumusețea filocalică a ortodoxiei românești, este un om care a făcut deja foarte multe în aducerea aproape de noi a celor mai importante și reprezentative obiecte, de la cărți până la picturi, din spațiul acesta al artei ortodoxe românești. Este în același timp președintele Asociației Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești, ceea ce spune multe. Este vorba despre doamna Iuliana Mateescu, căreia îi spun un călduros bun venit în emisiunea noastră. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur că sunteți aici. Ne-ați mai făcut bucuria de a ne fi alături. Mi-amintesc de o penultimă emisiune pe care am făcut-o împreună și care a avut în prim plan atunci un film extraordinar pe care l-ați dedicat unei doamne a întregii Ungrovlahii, cum a fost numită, e vorba de Maria Brâncoveanu. Sunteți de asemenea autoarea a unui film de asemenea foarte, foarte frumos, consacrat unui chip de lumină, așa este și titlul filmului, consacrat unuia din marii duhovnici ai Olteniei, sfetnicului lui Constantin Brâncoveanu, starețul Ioan al mănăstirii Hurezi. De asemenea, aș vrea să atrag atenția și să aduc aminte că vi se datorează în mare măsură aducerea în prim plan în ultimul răstimp a unei părți din opera Olgăi Greceanu și despre întâlnirea dumneavoastră mirabilă cu Olga Greceanu o să vă invit să vorbiți și astăzi. Însă ne întoarcem la tema emisiunii noastre. Vă aflați în spatele, sunteți practic motorul, aș spune, unui demers fără precedent consumat în spațiul vâlcean, acela de a aduce la lumină, de a aduce din adâncuri la suprafața vizibilă și luminoasă a unora dintre cele mai frumoase picturi pe care le-ați descoperit personal, ați fost, le-ați fotografiat, le-ați adus într-o formă pe care o să mă grăbesc să o arăt și telespectatorilor noștri, cu foarte mult bun simț artistic și cu foarte mult gust artistic, le aduceți, adică, aproape de oamenii care doar au auzit de ele. Mă refer la celebre picturi din freșcele mănăstirilor din Oltenia. Acest proiect al dumneavoastră a prins chip chiar într-o expoziție relativ recent, în sâmbăta de dinaintea Floriilor, un chip foarte frumos al acestei expoziții care a avut în centru acest subiect, valori de patrimoniu ale spiritualității ortodoxe vâlcene, și despre această expoziție și despre demersul pe care îl faceți, vă invit să vorbiți prin a spune mai întâi ce anume a declanșat în dumneavoastră această pasiune însoțită de bucuria de a aduce repede la lumină nestemate din pictura mănăstirilor din Oltenia. În primul rând, aș vrea să spun că acest proiect a fost pe undeva inițiativa Arhiepiscopiei Râmnicului, într-un dialog cu un al preasfințitul Varsanufie, și a exprimat dorința de a încerca să pună în valoare patrimoniul de artă bisericesc.
pentru mine a fost o propunere deosebită, pentru că aveam pregătit în sufletul meu acest proiect datorită Olgăi Greceanu, pe care după ani de zile de la publicarea a două lucrări, Specificul Național în Pictură și Compoziția Murală, am constatat că citesc cu alți ochi și cu altă simțire textul ei, în care, de la care aflu că, de fapt, a comunica cu icoana românească înseamnă să simțim trăirea zugravului, să simțim căldura, dăruirea și credința, încât mi-am dat seama că în momentul ăsta este ca o redeșteptare a conștiinței spirituale, să înțelegi și să simți pictura din bisericile noastre vechi. Bineînțeles că și Dicționarul Zugravilor de Subțire, Monah și Mireni, a fost lucrarea Olgăi Greceanu care mi-a dat o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă lumea spirituală, lumea monahală în Oltenia de sub munte. Pentru că am zăbovit ceva vreme în Vâlcea pentru acest proiect, aș invita pe toți cei care doresc să simtă căldura picturii românești să viziteze mănăstirile din Vâlcea, pentru că sunt nespus de frumoase. Deci duhul, trăirea pe care o ai acolo nu se poate compara cu a răsfoi un album. Încât aș spune că acest proiect de flori și de florii, evenimentul care s-a desfășurat la Vâlcea, titlul acesta l-am ales pentru că aș vrea să fie multă lumină în viața românilor, să ne întoarcem la valorile autentice românești, și l-am numit de flori pentru că eram înainte de florii și a fost o bucurie să, chiar dacă a fost destul de greu, a fost o bucurie să lucrez alături de părinții slujitori din Arhiepiscopia Râmnicului la acest proiect care ne-a însuflețit pe toți, pentru că a fost multă, multă frumusețe. Fără îndoială, dat fiindcă e vorba de Olga Greceanu, una dintre cele mai luminoase figuri ale spiritualității ortodoxe relativ recente, poate puțină lume știe, a fost una dintre cele mai bogate personalități din punct de vedere spiritual, creștin, ortodox. Îi datorăm multe mozaicuri superbe, inclusiv aici în București avem multe lucrări ale ei. Îi datorăm extraordinar de mult în plan livresc, ne-a lăsat un dicționar monumental de termeni creștini, lucrări care ne introduc în tot ce înseamnă atmosferă creștină ortodoxă. Întâlnirea dumneavoastră cu opera Olgăi Greceanu știu că v-a marcat foarte mult. Înțeleg că acesta a fost declicul deschiderii dumneavoastră spre ceea ce înseamnă zona artei ortodoxe. Sigur că n-a fost suficient. V-ați propus mai mult de atât. După părerea mea, v-ați propus un act pedagogic, un act de călăuzire prin imaginile reprezentative ale spiritualității ortodoxe românești, reflectate și existente în pictură, un act de călăuzire a credincioșilor spre tezaurul de învățătură creștină. V-ați gândit la asta? Urmarea demersului dumneavoastră va fi una mult mai importantă decât pare. Nu a fost o simplă expoziție, a fost o poartă deschisă, o invitație la descoperirea, repet, a unei întregi mistagogii ortodoxe, pentru că o pictură bisericească vorbește. Nu întâmplător mănăstirile din Moldova sunt pictate exterior, nu? Este o Biblie pentru toți cei care vin acolo. Pot citi întreaga istorie creștină. În Oltenia avem freștele interioare. Era nevoie de așa ceva? Ați simțit că omul de azi, creștinul ortodox de azi, ratează întâlnirea cu aceste extraordinare lucruri? Și v-ați gândit să-l ajutați să le redescopere? Da, în primul rând m-am gândit foarte mult la tinerele generații, care în acest moment rătăcesc între culturi occidentale și învățături mai mult sau mai puțin ortodoxe. M-am gândit că datoria noastră a fiecărui român este să păstrăm ceea ce
ni s-a dat cu multă jertfă de domnitorii noștri, de toți cei care au lăsat o urmă pe acest pământ. Și această expoziție pe care am gândit-o, pentru care am primit binecuvântarea Naprea Sfințitului Varsanufie să invit 14 mănăstiri istorice din zona Olteniei de sub munte, a fost în primul rând ca cei care vor participa, care vor admira pictura, să știe că în fiecare locaș a existat jertfa unui domnitor. Motiv pentru care am fiecare panou pe care l-a avut mănăstirea, a fost pe fiecare panou, am expus ctitorul și icoanele importante care trebuiau să ne vorbească despre pictura, despre curentul de pictură din momentul respectiv. Dacă m-aș referi acum la Surpatele, pentru că m-am legat sufletește de mănăstirea Surpatele făcând filmul despre Maria Brâncoveanu, și aș spune că este o bijuterie, întreaga mănăstire, are noutatea cu care vine, sunt scenele care reprezintă cina de la Manvri, cu Sfânta Treime, care sunt ilustrate în naosul bisericii. De asemenea, m-a impresionat icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Surpatele. Se numește icoana Smolenskaya. Are o istorie foarte frumoasă pe care am și încercat să o culeg din povestirile maicilor, încât la un moment dat, când mi-am propus să prezint toate aceste icoane, am încercat să le dau un sens dând și o scurtă explicație la fiecare dintre ele, ca să avem dimensiunea frumuseții artei bisericești din Vâlcea, să știm unde le găsim. De asemenea, la Mănăstirea Cozia sunt icoane de la 1794, icoanele împărătești, pe care le puteți admira și derulându-se pe ecran. Reprezentativă este o icoană de dimensiuni mari, Sfânta Treime, care este tot la Cozia. În acel context unde lumina este insuficientă ca să poți să admiri, m-am gândit că Cozia este... Ne ducem cu tot sufletul către ea, pentru că acolo îl găsim pe Mircea cel Bătrân ca și ctitor, dar în același timp putem să admirăm și icoane unice în ortodoxia românească. Cozia este doar una dintre nestematele sau una dintre stelele constelației mănăstirilor din Oltenia. Alături de Cozia, dumneavoastră ați luat în considerare atunci când ați pornit acest demers de recuperare a unor imagini reprezentative, repet, din freștele acestor mănăstiri și alte mănăstiri importante, Bistrița, Arnota, Surpatele, ați pomenit acum, Schitul Jdiaburi, poate foarte puțin cunoscut, din păcate, Mănăstirea Turnu, Mănăstirea Ostrov și așa mai departe. Sunt multe altele, ați spus că sunt 14 la Mănăstirea număr. Mănăstirea Iezer. Mamu, mai puțin cunoscute. Mamu, de exemplu, este o mănăstire pe care o găsești cu greu, este în drumul către Drăgășani, este o ctitorie a domnului Constantin Brâncoveanu, o pictură superbă, am înțeles că acolo a pictat Pârvu Mutu. Sunt, de exemplu, Mănăstirea Iezer, nu se ajunge foarte ușor, dar acolo îl găsim pe Sfântul Antonie de la Iezer, un sfânt foarte iubit în zonă, și de asemenea, aș spune, Mănăstirea Bistrița, poate că ceea ce este cel mai valoros în preajma mănăstirii este Bolnița Bistriței, cu pictură de la 1520. Echipa de restauratori condusă de doamna Elena Murariu a reușit să facă o lucrare deosebită ca restaurare, și putem acolo să-l privim pe Sfântul Grigorie de Capolitu așa cum eu mi l-am imaginat, ca un ascet.
o figură sobră care cu adevărat îți inspiră foarte mult ascetism și multă rugăciune. Este, Bolnița Bistriței este o bijuterie și puțin cunoscută, puțin vizitată, dar sperăm că pas cu pas să aducem la lumină tot ceea ce am întâlnit mai puțin sau n-am auzit. În cadrul expoziției organizate așadar sub patronajul spiritual și nu numai al Arhiepiscopiei Râmnicului, mi-a plăcut să citesc în prezentarea acestui eveniment faptul că ați numit obiectele prezentate acolo cu un termen extraordinar de frumos și mai puțin uzitat astăzi, dar plin de semnificație patericală, filocalică, anume aceste superbe produse, icoane care au fost accesibile publicului cu această ocazie, le-ați numit rucodelia. E un cuvânt care, repet, e foarte rar folosit astăzi, e întâlnit însă în pateric, în filocalie, în scrierile Sfinților Părinți și desemnează în limba slavonă lucru făcut de mână. Așa cum citim în pateric, monahii dădeau de lucru mâinilor lor, împletind coșuri, rogojini, pe care ulterior le vindeau pentru a-și procura frugala lor hrană. Iată, aceste lucruri făcute de mână, e vorba de freșcele mănăstirii din Oltenia, pot fi accesibilizate publicului mai larg în locul, și vreau să precizez acest lucru, unor chiciuri care din păcate au invadat multe din pangarele bisericilor noastre, ale mănăstirilor noastre, inclusiv magazinele cu obiecte bisericești. Nu întotdeauna găsești lucruri de cea mai frumoasă ținută estetică, autentice. Domină, din păcate, acest trend în spațiul românesc în care chiciul își face loc îngrijorător de tare. Aș sublinia riscul apariției chiciului în spațiul bisericesc. Nu e cazul să dăm multe exemple, dar când în locul unui obiect din plastic sau unei iconițe plastifiate găsești un fragment dintr-o frescă pe un material rar folosit precum ardezia, ceea ce am eu acum la îndemână, mi se pare un lucru extraordinar. Aș sublinia aici și acest extraordinar avantaj care se va răsfrânge din demersul dumneavoastră. Introducerea din ce în ce mai largă în spațiile destinate celor care vor să cumpere ceva de la o biserică sau de la o mănăstire a unor obiecte foarte frumoase. Ori aceste obiecte vi se datorează în forma pe care o avem aici. Spuneți-mi în primul rând de ce ați ales ardezia pentru unele dintre aceste rucodelii. M-a impresionat foarte mult acest material. Înainte de a imprima termic imaginea care este acum pe ecran, m-a impresionat că părea o bucată desprinsă din zidul mănăstirii. M-am gândit prin fiecare produs pe care mi l-am imaginat să aducem credinciosul, pelerinul, cât mai aproape de spațiu în care pot să admire aceste picturi. Motiv pentru care am făcut un efort deosebit ca să merg la fiecare mănăstire și să încerc să încerc să aleg acele fresce care să impresioneze. Ceea ce bănuiesc în acest moment privim este un înger care se află în bolta altarului din Bolnița Bistriței. Este în apropiere era Maica Domnului și mi s-a părut foarte important ca încet încet fiecare detaliu din mănăstirile unde există o frescă veche să putem să-l punem în valoare pe suportul care îi se potrivește. Asta e foarte important. Deci mi-am dorit foarte mult și îmi doresc să nu mai vedem pe Mântuitor tridimensional turnat în plastic, brelocurile care au imagini cu sfinți,
trebuie încet, încet să renunțăm la ele, pentru că nu este un mod în care respectăm chipurile sfinților. Și atunci, tocmai am ajuns aici pentru că este o nevoie sufletească a multor români, a multor pelerini care doresc să poată să ia pentru bucuria sufletului lor ceva din mănăstirile pe unde călătoresc. Apropo de importanța lucrului făcut de mână, toți știm că picturile importante, atât cele din mănăstirile din Moldova, cât și cele din Oltenia, au fost făcute de oameni cu totul excepționali, chiar dacă mulți au rămas anonimi. E vorba de mari pictori bisericești, care știm acum din cronicile vremii respective, erau oameni care se pregăteau în mod duhovnicesc pentru a începe să picteze. Nu se picta oricum, se postea înainte de a începe o pictură a unei biserici. Acest lucru arată ce încărcătură spirituală poate avea o frescă dintr-o asemenea mănăstire. Noi astăzi nu cred că mai putem vedea foarte limpede sau nu mai putem pătrunde cu privirea noastră, din păcate, exersată mai mult pe obiecte profane, pe obiecte urâte. Domină chiciul, domină urâtul. S-a ajuns să se vorbească despre o estetică a urâtului, dacă e să citez un titlu de carte. Așadar, privirea omului modern nu mai e una care să înțeleagă foarte rapid și să pătrundă sensurile unei fresce din secolul 15. Dar dumneavoastră și cei care, evident, vă vor urma pe acest drum, aveți șansa să faceți chiar un exercițiu de educație al privirii omului de astăzi, care va fi invitat să privească, să ia în mână un obiect foarte frumos. Această calofilie aflată în mare criză astăzi are o șansă în plus printr-un asemenea demers și mă bucur să o subliniez. Dar în legătură cu lucrul făcut de mână, de mari părinți, duhovnici și meșteri iconari, auziți ce spunea Sfântul Paisie Aghioritul, un sfânt contemporan cu noi. El însuși, făcând la vremea lui rucodelia, adică mici obiecte, făcea cruciulițe, de exemplu, sau mici iconițe, spunea: lucrul de mână care se face cu liniște și rugăciune se sfințește și sfințește și pe cei care îl folosesc. Și astfel capătă sens obiceiul ca mirenii să ceară lucru de mână de la monahi ca binecuvântare. Dacă vă purtați cu evlavie și lucrați cu rugăciune, vă veți sfinți mereu și toate se vor sfinți. Atunci când cineva are mintea la Dumnezeu, îi se sfințește lucrul său, rucodelia sa. Mi s-a părut extraordinară această observație a Sfântului Paisie. Mi-am propus să invit maicile care au ateliere unde putem vorbi despre rucodelia, pentru că am simțit că fiecare dintre ele își dorește să exprime dragostea pentru Dumnezeu în produsul pe care îl realizează cu mâna lor. Și am avut o mare bucurie, de exemplu la Surpatele, să aflu că s-a deschis un mic atelier de sculptură cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Varsanufie și în expoziția pe care am avut-o la Vâlcea de Florii au expus niște obiecte nespus de frumoase. Și am întrebat: ați sculptat până acum? Și a zis nu. Dar din momentul în care am descoperit câtă odihnă aduce sufletului, parcă de la zi la zi apăreau obiecte din ce în ce mai frumoase. De asemenea, la Arnota se pictează. Maicile fac tot felul de obiecte, tot felul de cosmetice din substanțe naturale. Este bucuria de a aduce natura în lucrurilor de mână. Și, de asemenea, maicile de la Hurez, care fac niște covoare minunate. Și ce am observat, în momentul în care am făcut prima invitație a tuturor mănăstirilor,
înainte de eveniment, am simțit acea bucurie că pot să prezinte ceea ce ele lucrează în chiliile și în atelierele lor, lucruri puțin știute. Și a apărut acea concurență frumoasă. La a doua întâlnire deja fiecare mănăstire avea ambalaje, erau toate aranjate, dichisite. Ceea ce mi-a spus că inițiativa noastră a adus multă, multă bucurie în mănăstiri și sperăm să o păstrăm și să creștem numărul și să crească numărul obiectelor pe care să le ofere unui public iubitor de frumos. Fără îndoială așa va fi, dar trebuie să avem răbdare. Din păcate, da, deformarea gustului în spațiul românesc, a gustului estetic, a fost una catastrofală, aș spune. O întâlnim pretutindeni, oriunde ieșim în spațiul public, observăm ceva ce în mod firesc ar trebui să ne deranjeze privirea. Avem de recuperat foarte mult, inclusiv în spațiul bisericesc, unde, repet, chiciul își face loc sau și-a făcut loc, mai ales în anii 90. Sper că e într-un reflux acum, întrucât cred că a apărut acum o epocă în care, datorită unor demersuri precum acesta pe care îl faceți, avem șansa recuperării gustului pentru frumos. Nu mă pot opri să nu observ, având în mână această nestemată dintr-o frescă a mănăstirilor oltenești, acest înger extraordinar pe care l-ați făcut să locuiască pe o frumoasă bucată de ardezie, e o mărturie despre curățenie, despre puritate. Îmi place să subliniez asta. Pictura ortodoxă, freștere mănăstirilor din Oltenia, dau o mărturie despre curățenia sufletească, despre puritatea sufletului. Și mi-amintesc că inclusiv meșterii zugravi aveau această credință că orice sfânt pe care îl vor zugrăvi le va lua apărarea la judecata de apoi. Mi se pare extraordinară această gândire, care din păcate astăzi s-a pierdut sau aproape s-a pierdut. Cunoașteți câțiva dintre acești meșteri zugravi care ne-au lăsat aceste comori, da, ale freșelor din Oltenia? M-aș bucura să ne dați câteva nume ale marilor meșteri zugravi din Oltenia secolilor 15-16. Mă gândesc acum la, în perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu, Constantinos Cretanu a fost cel mai important dintre zugravii domnului Brâncoveanu. Lucrarea lui o găsim în mod special la Mănăstirea Hurezi, dar alături de el a pictat Andrei, care era tot de origine greacă, și am fost acum impresionată să descoper că pictura de la Mănăstirea Surpatele este realizată de Andrei. De asemenea, vorbim despre Dobromir, vorbim despre după școala de pictură hurezeană, au fost alți zugravi care au preluat din arta lor și au îmbunătățit-o, de fapt nu au îmbunătățit-o, au trecut-o prin filtru trăirilor lor, apărând la un moment dat arta post-brâncovenească, deosebit de frumoasă, pe care de fapt o regăsim la Jdiaburi. Asta ar fi, să zicem, un exemplu. Despre pictura din Oltenia, de exemplu, la 1520 vorbim despre Bolnița Bistriței. Este poate cel mai important locaș, pentru că această pictură face legătura între două secole de pictură. Lucrurile acestea, cu siguranță prezentate de specialiști în istoria artei, ele capătă o altă dimensiune și poate că niște imagini și albume realizate și susținute de texte care să ajungă la sufletul pelerinilor ar fi binevenite, pentru că în momentul acesta am putea să realizăm în timp o imagine de ansamblu a picturii unice care este în Oltenia de sub munte, în locașurile din Oltenia de sub munte.
acești extraordinari meșteri zugravi, firește că nu ar fi fost capabili să transmită până la noi aceste extraordinare picturi dacă în spatele lor nu s-ar fi aflat niște mari figuri ctitoricești, niște mari ctitori. Se știe și nu se știe în același timp cine au fost mari ctitori ai mănăstirilor din Oltenia. Toți știm de Constantin Brâncoveanu, Matei Basarab, Mircea cel Bătrân, ce alți mari ctitori și-au mai lăsat amprenta gestului lor de frumos mecenat creștin asupra acestui spațiu binecuvântat. Pentru că sunt legată sufletește de Maria Brâncoveanu, aș vrea să încep cu doamna Maria Brâncoveanu. Este ctitor mănăstirii Surpatele. Ce remarci la Surpatele? Că a fost pictura, felul, ornamentele florale, tot ceea ce găsim acolo zugrăvit pe pereți se vede că este trăirea unei femei, pentru că totul are foarte multă gingășie și există o mare grijă de a încadra cu frește florale atât de diverse că este o bucurie, este ca o primăvară biserica respectivă. Mă gândesc acum la mănăstirea Jgheabur, de exemplu. Acolo sunt ctitorii, niște zugravi, Popa Ioan. Sunt doi popa, zugravii de la Jgheabur. Mă gândesc acum la episcopul Varlaam, care este la mănăstirea Turnu. Mă gândesc la episcopul Ștefan, care este la Sărăcinești, o mănăstire destul de veche, care a avut foarte mult de suferit. În momentul ăsta este restaurată, este nespus de frumoasă și maicile de acolo se pregătesc pentru un atelier unde se vor realiza mătănii împletite. Apropo de Jgheaburi, am reținut că este unul dintre cele mai vechi locuri, una dintre cele mai vechi vetre duhovnicești din Oltenia. Actuala biserică e ridicată pe locul unei biserici de lemn de pe la 1300 și refăcută, deci, actuala biserică în vremea lui Matei Basarab, dacă nu mă înșel, 1640 sau în orice caz secolul 17. De asemenea, apropo de mari doamne și domnițe care au contribuit alături de iluștrii lor soți, cred că mănăstirea Ostrov, nu? Construită în vremea lui Neagoe Basarab și a soției sale Despina și iau un nume luminos, nu? Al acestei epoci. Aș vrea să, pentru că am ajuns în acest moment, dacă m-a impresionat ceva în demersul meu de a găsi informații pentru fiecare mănăstire în parte, am fost impresionată de întâlnirea cu doamnele domnilor noștri. Elina lui Matei Basarab, da, la Arnota, Despina lui Neagoe Basarab la Ostrov. De exemplu, despre Elina Basarab, acum am aflat că a fost una dintre cele mai culte doamne din la anul 1600 către anul 1700. Era cunoscătoare de trei limbi străine, era sora lui Udriște Năsturel și atunci am realizat că alături de Matei Basarab și ea a condus țara românească. De asemenea, când mă gândesc la Despina lui Neagoe Basarab, este impresionant să vezi atâta tărie, deci toți copiii au murit înaintea ei. Și la mănăstirea Ostrov există o icoană făcătoare de minuni pe care ea a dăruit-o mănăstirii. Bisericuța la Ostrov este mică, foarte discretă și este parcă a rămas duhul Despinei, pentru că icoanele care sunt în momentul ăsta în muzeul mănăstirii, reproduceri după originalele care sunt la Muzeul Național de
artă, arată toată durerea de spinei, ea fiind la picioarele Mântuitorului care se pogoară de pe cruce. Deci, ca și Maria Brâncoveanu, a fost, s-a jertfit pentru familia ei, pentru țară, dar până la sfârșitul zilelor ea a trebuit să ducă o cumplită suferință. Și dacă a fost ceva care te sfâșie când te gândești la ea, a murit de ciumă și nu îi se cunoaște mormântul pentru că a fost aruncată într-o groapă comună. Și atunci am simțit din tot sufletul că le suntem datori acestor jertfitori pentru neamul românesc să dacă n-am putut să facem mai mult, pentru că sunt vremurile care sunt, măcar să păstrăm. Și atunci, în inima mea, eu spun că, pentru că m-am născut în țara asta, la măsura mea am să fac tot ceea ce pot, pentru că este felul în care eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat. Chiar pentru această imaginație de a pune lucrurile cap la cap și a încerca să dau mai departe din bucuria pe care am primit-o eu. Cred că mai aveți un motiv să faceți asta. Este mare nevoie în contextul în care, observați și dumneavoastră, a vorbi despre valorile creștine, a vorbi pozitiv despre biserică, a vorbi despre marile figuri din interbelicul românesc, intelectuali creștini extraordinari, unii mărturisitori până la moarte, cazul Vulcănescu, alții care au stat în închisori peste 10 ani pentru credința lor creștină și pentru acest popor, precum Petre Țuțea, de exemplu. Toate aceste lucruri au ajuns să fie percepute astăzi ca fiind extremiste, ca fiind nu în ordinea ideologiei vremii noastre, care periferizează valorile creștine, care privilegiază mediocritatea, care privilegiază impostura, nu doar în plan spiritual, ci și cultural și așa mai departe. În tot acest context, din păcate, sumbru, din punct de vedere moral și cultural în care ne mișcăm, din care valorile autentice sunt evacuate doar pentru că sunt creștine, într-un asemenea context, o infuzie de mesaj precum cel care răzbate din aceste extraordinare frește, din evenimentul pe care l-ați organizat, cred că este un mesaj capabil, în orice caz susceptibil, de a putea să rearticuleze atenția noastră asupra valorilor autentice. Ascultându-vă vorbind despre aceste figuri extraordinare, soții de demnitari din secolul 15 și 16, doamne adevărate, care la vremea respectivă vorbeau trei limbi străine, ceea ce era rarisim, poliglotismul nu era chiar subînțeles în vremea analfabetismului general al vremii. Când aceste figuri extraordinare purtătoare ale unui mesaj creștin în spațiu politic și public au făcut asemenea gesturi și dacă le comparăm pe aceste doamne cu pseudo-doamnele de astăzi sau cu pseudo-demnitarii de astăzi, ajungem să ne îngrijorăm foarte tare, dar să ne și reaprindem o speranță. Avem niște modele în trecutul nostru și aceste modele trebuie transmise generației tinere. Un film precum cel despre doamna Maria Brâncoveanu, cel pe care l-ați realizat, un altul despre marele stareț, cărturar și duhovnic Ioan de la Hurezi, sunt filme care ar trebui să ajungă până la generațiile tinere. Sunt generații cărora nu li se mai pune în față un model autentic, din păcate. Acest lucru trebuie făcut, cred, și emisiunea de astăzi eu o percep și ca pe un firav de mers în a atrage atenția asupra unor modele extraordinare, atât artistice, cât și politice, cărturărești și așa mai departe. Aș vrea să subliniez un lucru. Cred că o mare parte dintre cei care sunt în preajma noastră, mulți dintre, mă rog, cei cu care stau de vorbă, sunt nefericiți. Și cred că asta vine din faptul că nu mai avem un crez. Tinerii noștri sunt debusolați pentru că nu au un crez. Nefericire e și semnul unei sărăcii lăuntrice, nu credeți? Da, și aș putea să spun acum, referindu-mă la mine,
ceea ce am încercat să fac de ani de zile a fost un demers foarte greu. Dar atâta bucurie sufletească mi-a adus încât am avut totdeauna energia să trec peste obstacole, peste momentele neplăcute și în momentul în care i le-am dăruit lui Dumnezeu și neamului meu, n-a fost greu. Și mă bucur foarte mult că la Vâlcea s-a creat așa în jurul meu un grup de doamne foarte entuziaste. Este vorba de Liga Femeilor Creștine de la Vâlcea. Atâta bucurie, toată lumea s-a oferit să mă sprijine, ceea ce în vremurile acestea să dai din timpul tău unui proiect nu-i lucru puțin. Și aș spune așa că am dedicat și fiicelor mele toată această trăire a mea, toată dorința mea de a le împărtăși bucuria care vine din credință, pentru că mi-am dat seama credința este cea care ne ține vertical și ne ajută să trecem prin această viață ca să ajungem la sfârșitul ei, așa mă gândesc acum, că am lăsat ceva în urma noastră. Credința e ceea ce ne ține verticali. Vă mulțumesc pentru această formulare, care mi-aduce aminte de mărturia devenită fir roșu în toată literatura închisorilor din România. După 90 a fost publicată o mare parte din literatura celor care au putrezit în închisorile comuniste și care toți au mărturisit, întrebați fiind cum ați rezistat, au spus, am rezistat prin credință. Această credință este astăzi periclitată și asociată cu o formă aproape de fascism de unii observatori și oameni care descriu și analizează fenomenul cultural românesc de astăzi, sunt asimilate așadar aceste ancorări în credință, aceste promovări ale valorilor creștine, sunt asimilate cu gesturi reprobabile. Pe mine asta mă îngrijorează enorm, întrucât dacă generația tânără se va lăsa influențată de acești așa ziși făuritori de opinie culturală în România, atunci lucrurile sunt realmente grave. Dar, cum spuneți, există o Românie tăcută, o Românie discretă, în care cred și eu, alături de mulți alții, care așteaptă un semn doar ca să se apropie, un semn frumos. Spuneți că ați fost înconjurată de oameni care vă susțin. Deci ei există. Și asta demontează un alt sofism, anume că publicul în România nu cere decât un anumit tip de produs mediatic, un anumit tip de produs artistic, de cele mai multe ori vulgar și urât. Lucrurile de fapt nu stau așa. Contează ce oferi, ce dăruiești celuilalt. Dumneavoastră dăruiți niște lucruri foarte frumoase. Înțeleg că sunt foarte bine primite. Sunt foarte bine primite și cred că în momentul ăsta ați amintit la un moment dat de tinerii din România. Dacă nu îi hrănim cu lucruri urâte, ei cresc și se zidesc în felul acesta. Și întoarcerea la frumosul care există în spiritul acestei nații înseamnă hrana lor sufletească. Când îl iubești pe Dumnezeu, când ai cu adevărat credință, îți este rușine să lovești din cel de lângă tine, îți este rușine să promovezi urâtul, numai pentru că el poate să aducă bani. Și eu sunt sigură, dacă mă bucur de acest moment și de această emisiune, eu cred că este lucrarea lui Dumnezeu în țara noastră și dacă eu am reușit cu puterile mele an de an să adaug câte puțin la zidirea mea sufletească și a celor apropiați mie, eu cred că Dumnezeu ne transmite că trebuie să luptăm și să nu ne lăsăm înșelați de vremurile pe care le trăim acum. Și aș vrea să subliniez un lucru foarte, foarte gingaș ca să pot să pregătesc iconițele pentru
noul magazin de la Cozia se va deschide curând. M-a binecuvântat în al Preasfințitul să mă ocup de acest magazin minunat care va vorbi despre toată frumusețea din Oltenia de sub munte. Vom găsi icoanele pe care o parte dintre ele deja le-ați prezentat în acest magazin. Este pe Aleea Mănăstirii. Am solicitat ajutorul unor tineri, adolescenți din Vâlcea, ca să mă ajute să pregătim iconițele. Ce aveam de făcut era să montăm o imagine foarte bine tipărită și să lipim o etichetă. Deci foarte important este că fiecare icoană va fi însoțită de o scurtă descriere. O mică legendă. O mică legendă, ca să putem să avem un reper de unde aparține ea. E foarte important, ține de actul pedagogiei despre care vorbeam, informația. Vreau să vă spun că cei trei frați care m-au sprijinit au cerut mamei lor să mă caute, că le-a plăcut atât de mult încât vor să mă mai ajute în acest demers al meu. Mai târziu, fica mea, Andreea, i-am dat sarcină să organizeze icoanele și vreau să vă spun că după două zile deja știa pe mănăstiri care sunt icoanele importante care trebuie să le multiplicăm. Ceea ce îmi spune un lucru, ei sunt dornici, noi trebuie să le dăm. Încât sper ca la cel puțin aproape de biserică, la seminarii, să poată să le dăm această sarcină copiilor de a sprijini promovarea artei bisericești de care am povestit până la acest moment. Și să le mai dăm șansa să descopere cu privirea lor, să atingă cu mâinile lor frumusețea despre care citesc doar în cărțile de seminar, ulterior în facultate. Cei care am trecut prin sistemul de învățământ teologic, sigur, ne-am familiarizat teoretic cu tot ce presupune, în principiu, frumusețea aceasta a picturii din mănăstirile Olteniei sau Moldovei, dar nu numai. Există și în alte locuri din țară extraordinare, frește, foarte vechi. Dar una e să citești și alta e să vezi cu ochii tăi, să ai acces la un obiect frumos, la o icoană autentică. Acest lucru este extraordinar. Și să contribui la a da mai departe frumusețea ei. Și cred că se va mai întâmpla ceva. Datorită unui asemenea demers, care vă onorează, se va crea o legătură în plus între lumea monahală și lumea laică. Pentru că lumea monahală e gazda acestui tezaur extraordinar de pictură. Dar acest tezaur nu întotdeauna este accesibil omului care locuiește foarte departe. Faptul că acest tezaur multiplicat în obiecte foarte frumoase poate ajunge până departe în țară, mi se pare de asemenea un act aproape de misionarism, pentru că ajunge în mâna unui om care poate nici n-a citit ceva despre mănăstirea Hurezi, poate nu are șansa să ajungă niciodată acolo, dar vin hurezii la el prin intermediul unei icoane din fresca de acolo. E un lucru cu totul special, cu totul deosebit. M-am bucurat foarte mult să fiu gazda unei întâlniri care să aibă un asemenea subiect și să discutăm despre un demers menit, repet, să ne redeschidă ochii asupra unui tezaur îngropat, fie în cărțile de istorie a artei creștine, fie în zidurile care încă adăpostesc din fericire aceste fresce unice, un demers care sper să aibă roade cât mai bogate și care să vă aducă bucuria aceasta de a vedea cum se transformă gustul celor care vă înconjoară. Și cred că mai mult decât atât, în momentul în care îți cunoști istoria, în momentul în care îți dai seama că vii dintr-un neam care a lăsat și a contribuit atât de mult la cultura universală, din momentul acela ai alt respect față de tine însuți. Ceea ce îmi doresc foarte mult pentru tinerii noștri, care privesc România în această umbră pe care încearcă alții să o pună, dar în momentul în care vor iubi ceea ce este al nostru, vor face ca adulți tot ceea ce se poate
ca să existăm ca țară și ca nație. Absolut. Iar vocile critice la adresa creștinismului, la adresa ortodoxiei, la adresa unui proiect de importanță națională, precum apariția unei catedrale destinată să sublinieze identitatea creștină și demnitatea unui popor, aceste voci s-ar putea îmblânzi, poate chiar stinge, dacă posesorii lor ar avea acces sau curiozitate să se aplece asupra tezaurului despre care am vorbit astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Aș vrea un singur lucru, pentru că ați atins așa un gând al meu. M-aș bucura foarte mult că atunci când va fi Catedrala Neamului gata, primul eveniment să strângă la oaltă din toate zonele țării mănăstirile care își vor prezenta fiecare dintre ele arta bisericească veche. E o idee foarte frumoasă și sunt convins perfect asimilabilă. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc mult succes în continuare în demersul dumneavoastră și țin să subliniez că nu sunteți o vâlceancă, ci o îndrăgostită de Vâlcea și de tezaurul acesta pe care îl redescoperiți și pentru noi. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată acestei ediții a emisiunii noastre. La revedere!